O viață dedicată cunoașterii, Cristina Irimie, profesoara de matematică din România. Cristina Irimie iubea numerele, dar mai mult decât atât, iubea ceea ce reprezentau ei: ordine, logică și frumusețea unei ecuații rezolvabile. Crescută în România, Cristina a știut de mică că vrea să fie profesoară. Găsea bucurie în a-și împărtăși pasiunea pentru matematică, în a vedea cum ochii elevilor săi se luminează de înțelegere. Credea în puterea educației de a schimba vieți, de a deschide uși către un viitor mai bun. Această credință, această chemare, avea să o conducă peste ocean, către o nouă casă în America. Călătoria Cristinei a început la Sibiu, un oraș pitoresc din Transilvania. Înconjurat de munții Carpați, era un loc încărcat de istorie și folclor. Viața nu a fost întotdeauna ușoară, dar spiritul Cristinei nu a șovăit niciodată. Determinarea ei de a-și crea o viață mai bună, atât pentru ea cât și pentru ceilalți, i-a alimentat ambiția. A excelat la învățătură, în special la matematică, și a urmat o facultate pentru a deveni profesoară. Decizia de a părăsi România nu a fost ușoară, dar Cristina își dorea noi oportunități, pentru ea și pentru familia ei. Statele Unite, cu promisiunea lor de libertate și oportunitate, o atrăgeau. La sfârșitul anilor 1990, a luat decizia curajoasă de a emigra. Stabilindu-se în Atlanta, Georgia, Cristina a îmbrățișat provocările și triumfurile unui nou început. Orașul aglomerat, atât de diferit de orașul ei natal, a devenit noua ei pânză. A depășit bariera lingvistică cu determinarea ei caracteristică, accentul ei devenind o amintire fermecătoare a rădăcinilor sale. În tot acest timp, Cristina nu și-a pierdut niciodată din vedere pasiunea pentru predare. Și-a pus sufletul în munca ei la Liceul Apălăcii, clasa ei devenind un refugiu pentru elevi din toate categoriile sociale. America i-a oferit Cristinei șansa unui nou început, iar ea, la rândul ei, și-a îmbrățișat noua țară cu brațele deschise. Pentru elevii ei de la Liceul Apălăcii, Cristina a fost mai mult decât o simplă profesoară de matematică. A fost un mentor, un confident, o sursă de sprijin neclintit. Avea un talent aparte de a explica concepte complexe într-un mod captivant și ușor de înțeles. Clasa ei era un loc în care elevii se simțeau în siguranță să pună întrebări, să facă greșeli și să crească. Ea făcea matematica distractivă, își amintește Sara, o fostă elevă. Avea această capacitate de a te face să simți că poți realiza orice. Impactul Cristinei s-a extins dincolo de propria ei clasă. Era o colegă respectată, mereu dispusă să dea o mână de ajutor sau să ofere cuvinte de încurajare. Cristina era inima școlii noastre, spune David, un coleg profesor. Avea o energie pozitivă molipsitoare care însenina ziua tuturor. Colegii ei au admirat etica muncii, dăruirea față de elevii ei și credința de neclintit în puterea educației. Era o sursă constantă de inspirație, amintindu-le tuturor celor din jur de impactul profund pe care profesorii îl pot avea asupra vieții elevilor lor. Dar elevii ei ocupau un loc special în inima ei. Evenimentele din 10 septembrie 2024 vor rămâne pentru totdeauna întipărite în memoria comunității Liceului Apălăcii. O zi care a început ca oricare alta, plină de promisiunea învățării și a râsului, s-a transformat în haos și durere de neimaginat. Un act de violență absurdă a spulberat liniștea școlii, lăsând în urmă o comunitate zguduită de șoc și neîncredere. În mijlocul haosului și al durerii, numele Cristinei Irimie a ieșit la iveală, un far de lumină stins prea devreme. Profesoara dedicată, care și-a dedicat viața creșterii tinerelor minți, a devenit victima chiar a violenței pe care a încercat să o prevină toată viața. Vestea a trimis unde de șoc în întreaga comunitate, lăsând un gol care nu va putea fi niciodată umplut. În urma tragediei, comunitatea din Apălăcii s-a unit, legată de durere și de un sentiment comun de pierdere. Vegheile cu lumânări au luminat noaptea, flăcările pâlpâitoare reflectând lacrimile care curgeau pe fețele îndurerate. Elevii, cu vocile tremurând de emoție, au împărtășit povești despre iubita lor profesoară, cuvintele lor schițând portretul unei femei care a atins nenumărate vieți cu bunătatea, compasiunea și credința ei de neclintit în potențialul lor. Mesaje de condoleanțe și sprijin au curs din întreaga țară și din întreaga lume, o dovadă a impactului profund al vieții și moștenirii Cristinei.
În mijlocul valului de durere, a existat și un sentiment palpabil de furie și frustrare. Comunitatea s-a luptat cu durerea insuportabilă a pierderii, căutând în același timp răspunsuri, o modalitate de a da un sens nonsensului. Pe măsură ce șocul inițial a început să se estompeze, atenția s-a îndreptat către onorarea memoriei Cristinei Irimie și a celorlalte victime ale tragediei. În zilele și săptămânile care au urmat, au continuat să apară povești despre viața și moștenirea ei, fiecare dintre ele fiind o dovadă a impactului profund pe care l-a avut asupra elevilor, colegilor și comunității în general. Ea vedea ce era mai bun în fiecare, a spus un fost elev. Ea credea în noi, chiar și atunci când noi ne îndoim de noi înșine. Colegii ei și-au amintit de râsul ei contagios, de optimismul ei neclintit și de capacitatea ei de a găsi bucurie chiar și în cele mai dificile momente. Era o rază de soare, a spus un coleg profesor. Moștenirea Cristinei s-a extins mult dincolo de pereții sălii de clasă. Era un membru activ al comunității românești din Atlanta, casa ei fiind un loc primitor de întâlnire pentru prieteni și familie. Pentru a-i onora memoria, a fost înființat un fond de burse în numele ei, asigurându-se că pasiunea ei pentru educație va continua să inspire generațiile viitoare. Fondul, un omagiu potrivit pentru o viață dedicată creșterii tinerelor minți, va oferi asistență financiară elevilor merituoși, ajutându-i să-și atingă visele. Evenimentele tragice de la Liceul Apalaceei au servit ca o reamintire dură a necesității urgente de a aborda problema violenței armate în școli. Comunitatea, unită în durere și cu o hotărâre comună de a preveni repetarea unei astfel de tragedii, s-a mobilizat pentru a cere acțiuni din partea legiuitorilor și a factorilor de decizie. Părinții, cu vocile pline de emoție, și-au împărtășit temerile și frustrările, cerând măsuri mai stricte de control al armelor de foc, resurse îmbunătățite pentru sănătate mentală și o concentrare reînnoită asupra siguranței școlare. Tragedia a declanșat o conversație națională despre violența armată, reaprinzând dezbaterea despre al doilea amendament și necesitatea unor măsuri de bun simț pentru controlul armelor de foc. Politicienii, educatorii și liderii comunitari s-au angajat în discuții pasionale, căutând soluții la o problemă care a afectat națiunea mult prea mult timp. Anii pot trece, dar amintirea Cristinei Irimie va continua să trăiască în inimile celor care au cunoscut-o și au iubit-o. Moștenirea ei de bunătate, compasiune și dăruire neclintită față de educație va continua să inspire generațiile viitoare. Fondul de burse înființat în numele ei va oferi nenumărați studenți oportunitatea de a-și urma visele, asigurându-se că pasiunea ei pentru învățare va dăinui. Colegii ei vor duce mai departe lecțiile pe care le-au învățat de la ea, străduindu-se să creeze un mediu mai primitor și mai inclusiv pentru toți elevii. Iar în inimile foștilor ei elevi, amintirea Cristinei va rămâne pentru totdeauna gravată ca o reamintire a faptului că trebuie să îmbrățișăm viața cu pasiune, să abordăm provocările cu curaj și să nu încetăm niciodată să credem în puterea educației de a schimba lumea. Tragedia de la Liceul Apalacei a lăsat un gol de neumplut în viețile celor care au cunoscut-o și au iubit-o pe Cristina Irimie. Pierderea ei este o reamintire dură a fragilității vieții, a amenințării omniprezente a violenței și a necesității urgente de schimbare. Dar în mijlocul durerii și al furiei, există și speranță. Speranța că moștenirea Cristinei va inspira o nouă generație să îmbrățișeze bunătatea, compasiunea și înțelegerea. Pe măsură ce ne amintim de Cristina Irimie, să-i onorăm memoria lucrând împreună pentru a crea o lume în care școlile sunt refugii sigure pentru învățare, unde profesorii se simt apreciați și protejați și unde fiecare copil are șansa de a-și atinge potențialul maxim. Să ne transformăm durerea în acțiune, tristețea în putere, în timp ce ne străduim să construim un viitor mai luminos, liber de flagelul violenței armate.